Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine v-am regăsit de la Constanța de astă dată. E vânt, dacă auziți un fâșuit în fundal, îmi pare rău, dar nu am ce să fac. E vânt, e soare cu dinți și discutăm despre lucruri nu foarte plăcute, dar trebuie să o facem, pentru că sunt convins că v-ați pus și dumneavoastră problema. Oare cum de-a fost posibil ca o adunătură, putem spune, de indivizi pe motociclete, cu deltaplane, pe jos, să pună la pământ pentru o vreme scurtă, e adevărat, armata izraeliană, apărarea izraeliană, să distrugă tancuri Merkava, care sunt considerate printre cele mai bune din lume, și să le distrugă cu drone, lansând niște bombe antitank aparent banale sau cu bazuca de umăr. Merkava, care ar fi trebuit să aibă celebrul sistem Trophy, interceptor, ori nu a avut, ori nu a funcționat. Și atunci stai și te întrebi, oare cum a fost cu putință așa ceva? Ce s-a putut întâmpla? Eu am dezvoltat o teorie personală asupra acestei chestiuni, pentru că este pentru prima dată de la războiul de Yom Kippur din 1973 încoace, dar atunci au fost state arabe și armate care au pus la grea încercare existența Israelului, nu au reușit. Acum nu a fost pusă la încercare existența în sine a statului Israel, dar serviciile de informații israeliene, atât cel intern Shin Bet, cât și cel extern Mossad, armata israeliană, Tzahal, întregul stat, eșafodaj al statului israelian, a fost îngenunchiat, a fost umilit, a fost făcut de râsul lumii. Lucru absolut inacceptabil. Și de către cine? Nu de către o armată sau o coaliție de armate, ci de către niște vagabonzi, de către niște teroriști în motocicletă sau pe jos. Asta ne dă puțin de gândit și pe mine mă duce cu gândul la situația politică din Israel, pe care trebuie să o ține minte atunci când discutăm despre acest eveniment înfiorător. Situație politică generată de încercarea lui Netanyahu de a învinge justiția și, prin urmare, de a învinge statul democratic israelian așa cum îl cunoaștem noi de la sfârșitul anilor 40 încoace, de la independența israeliană. Și dacă ați fost atenți, în toate aceste luni ați văzut că au fost rezerviști, inclusiv din aviația militară israeliană și nu numai, care au comunicat că refuză să se mai prezinte. Asta este fără precedent și denotă niște fisuri ale căror rezultate le vedem astăzi. Pentru că teoria mea este destul de simplă și aparent banală, însă nu e banală. Și anume, atunci când sistemul democratic al unui stat începe să cunoască reculuri și este pus la grea încercare de politicienii acelui stat, ei bine, acel stat va deveni mai slab. Instituțiile sale nu vor mai funcționa cum trebuie, pentru că vor cunoaște frustrare, vor cunoaște o slăbire a capacității lor. Probabil asta s-a întâmplat și cu armata israeliană, cu Tzahal. Nu este posibil ca o bandă de nimeni în drum să ocupe o bază israeliană, să confiște tancuri și să distrugă altele vehicule militare și soldații din bază să fugă. Așa ceva este incredibil. Înseamnă că acei oameni erau atât de demotivați
încât au preferat să lase jos armele și să o șteargă, să o ia la sănătoasă. Asta nu este tipic pentru Israel. E bizar, dar s-a întâmplat. Înseamnă că există o demotivare, o, cum să vă spun, un sentiment de frustrare atât de puternic, încât instituțiile au cunoscut fisuri extrem de grave, care au putut duce la șubrezirea eficienței atât a Shimbetului, a serviciului secret intern, a Mossadului, a serviciului secret extern, și a Tzahal, a armatei israeliene. Tzahal este o prescurtare, Tzeva Haganah la Israel, asta înseamnă armata de salvare a Israelului. E practic the Israeli Defense Force, IDF în engleză, dacă preferați. Toate astea s-au petrecut din marea vină a lui Netanyahu și a guvernului său, care guvern conține niște elemente extrem de puțin democratice. Și asta cred că este chestiunea cea mai importantă pe care trebuie să o avem în minte, și anume că atunci când se produc fisuri în eșafodajul democratic al oricărui stat, nu doar în Israel, atunci acel stat devine vulnerabil. Instituțiile nu-și mai fac treaba. Când devine un stat vulnerabil de fapt? Atunci când instituțiile nu merg. Atunci când ele nu-și mai fac treaba, nu mai sunt eficiente. Pentru asta era faimos Israelul de fapt. Nu? Pentru instituțiile sale de forță, extrem de eficiente. Toată lumea știe încă din adolescență, de Mossad, de acțiunile Mossadului formidabile, și mai puțin de Shin Bet, serviciul intern. Armata israeliană, cea mai puternică armată din Orientul Mijlociu, de departe, cu echipament american, cu miliarde de dolari pompate anual de Statele Unite în arme, și care o armată se prăbușește și lasă să-i fie omorâți civilii în sudul țării, în fața unor derbedei? Că despre niște derbedei discutăm aici. Ei bine, asta trebuie să ne dea de gândit și cred că trebuie să dea de gândit societății israeliene în general, care să-și pună problema cât mai tolerează un astfel de guvern și astfel de politicieni care, prin acțiunile lor, pun în pericol însăși existența statului și securitatea lor. Nu este tolerabil să fie împușcați civili pe stradă, să fie răpiți soldați, femei soldați, să fie asasinați cu sânge rece participanți la un festival, femei violate, asasinate, împușcate, batjocorite de o barbarie ieșită din comun. Asta nu este tolerabil, nu este de acceptat. Și vinovații trebuie găsiți, nu numai, desigur, în rândul militanților palestinieni, acum furtuna s-a descătușat și acei responsabili vor plăti, și din păcate și civili care n-au avut nicio treabă cu toată chestia asta în Gaza, dar așa se întâmplă când organizații teroriste preiau controlul asupra unui teritoriu. Eu cred că e bine să reflectăm la chestia asta și la capacitatea, ori incapacitatea statului de a-și apăra cetățenii, pur și simplu viața lor, bunurile lor, oriunde în lume, atunci când statul și politicienii, că de fapt politicienii reprezintă partea vizibilă a statului, sunt corupți și deraiază de la linia democrației clasice de tip occidental. Asta se întâmplă, se șubrezește statul, se șubrezesc instituțiile, devine vulnerabil. Și devenind vulnerabil, un stat ca Israelul se autopune, deci de unul singur, într-un pericol letal. Pentru că sunt foarte multe forțe acolo care ar vrea ca Israelul să dispară de tot și să-l arunce în mare, cu populație cu tot. Iranul este una din aceste mari puteri. Iranul este unul din sponsorii Hamas și mai ales ai Hezbollah.
Ei bine, v-am mai spus de la acest microfon, comentând de la Cluj încă, faptul că nedistrugerea Hamas la timp și-ar fi fost cu putință, fără niciun fel de problemă pentru armata izraeliană și serviciile izraeliene, nedistrugerea Hamas la timp, deci, a dus la chestia asta și a servit politicienilor izraelieni drept o sperietoare, un bau-bau, fiecare la concurență cu celălalt. Eu sunt în stare să fac, să-i controlez, să-i dreg, să-i fac, să-i rezolv, să-i nu știu ce. Aveau nevoie de ei și de Hamas și de Hezbollah și de terorism pentru câștiguri iluzorii în politica internă. S-a ajuns la asta. Cred că este necesar să se regândească din temelii toată structura de apărare a Israelului și să se facă în sfârșit ce nu s-a făcut până acum 10 de ani. Recte, curățenie. Și dacă e nevoie de violență, și e nevoie de multă violență pentru asta, așa să fie. Mulțumesc pentru atenție, că mulțumesc pentru faptul că vă abonați la acest canal și îl recomandați și altora, așa cum vă mulțumesc că faceți subscribe pe Cristian Ivaneș Oficial Facebook. Mulțumim multe pentru faptul că, unu, recomandați aceste emisiuni și altora prin rețelele dumneavoastră de socializare și, doi, că vă gândiți să susțineți aceste emisiuni pe acest canal. Da, asta n-ar trebui să fie permis într-un oraș civilizat, dar se întâmplă și la Cluj și peste tot, și în vest, din păcate. Zic, vă mulțumesc că vă gândiți să susțineți aceste emisiuni pe acest canal, ca ele să poată continua prin Patreon, PayPal și Revolut, dar și prin membrii canalului, link-ul aici dedesubt, informații aici și tot și totodată aici dedesubt, sub imagine. De la Constanța a fost la microfon Cristian Ivaneș. Toate bune și, ca de obicei, să auzim numai de bine!